noroc. Din la castelul Rosenborg în spate. Și aici grădinile astea minunate. Wow. Aici parcă am impresia că m-am teleportat din câteva minute în urmă eram prin orașul de beton, unde arhitectura una lângă alta, așa cum stau pe grădinile de capul de libertate. Asta e Danimarca. Zi de zi, eu încerc să trăiesc ca danezii, pentru că ei real știu să trăiască. Și cam ce fac danezii, cam zilele de odihnă, când este timpul frumos. Ei se iau ceva de mâncare, de obicei bere, beau multă bere și stau tălăniți pe iarbă, bronzează. Inclusiv și aici, la castelul Rosenborg. Și astăzi am decis eu să fac la fel. Mi-am luat ceva de mâncare, dar nu are importanță mâncare. M-am gândit decât să mănânc acasă, mai bine iau prânzul aici. Regește, eu aș spune regește. Deoarece în Copenhaga sunt 6, dacă mă adresez, 6 restaurante cu steaua Michelin, ceea ce e foarte mult pentru oraș. Nu știu, mie nu-mi plac restaurantele și iată un restaurantul meu, cu un miliard de stele Michelin. Iată că danezii chiar știu să trăiască. Eu mă învăț la ei să trăiască. Poate treci altul. Vizitați-mă pe care. Pa, pa!